M-ați întrebat ce fac. Fac ce fac de, cred că de 11 ani facem același lucru. Am încercat acum, e una dintre cele mai veche acțiuni pe care o face Tășuleasa Social. Noi am crescut cu camioanele de Crăciun, adică primele noastre proiecte au fost camioanele de Crăciun care am început și anul acesta suntem deja trecuți de ediția 10-a. Avem o premieră pentru că ne-am extins și în partea asta la altă a județului nostru și am ajuns la Mureș. Până acum am avut județele Suceava și cele mai multe din zona noastră a județului nostru și am încercat acum să ne extindem. Am plecat și pe partea de Cluj, am plecat și pe partea de Târgu Mureș și noi ne bucurăm de fiecare dată când putem să facem o bucurie și, cum am zis, mulți percep astea ca niște ajutoare, dar e un pic diferit de un ajutor. Nu este un ajutor propriu-zis, este un dar făcut de un copil din Germania pentru un copil din România. Cum vor răsplăti copilașii acest cadou? Da, și răsplata o să fie destul de frumoasă. Noi am început un proiect pilot deja de anul trecut. Am zis că dacă facem un dar la un copil, copilul, dacă vrea, poate să dăruiască ceva înapoi. Și anul trecut a fost primul proiect pilot care fiecare copil care a primit un dar a încercat să vină și la o plantare care s-a organizat de Tășuleasa Social, dar nu într-o zona Tășuleasei Social sau în zona unde. Fiecare în zona de unde locuiește. S-a organizat cu primările, cu școlile și a încercat ca să se facă o împădurire sau s-a făcut curățenie în școală, s-a încercat tot felul de acțiuni, chiar și culturale au fost făcute. Ce înseamnă să-mi plantezi un copac? E important să plantezi copaci? Da. De ce? Pentru ce? Pentru... Ne dă oxigen. Oxigen și fructe. Da, și dacă e copac din pădure, ne dă oxigen și mai ce? Și... Fixează pământul să nu alunece, să nu avem parte de inundații? Da. Deci e important. Știți că și voi veți planta un copac în aprilie? Da. În schimbul cadoului pe care îl veți primi astăzi. Da. Care va fi o surpriză. Da. Vă plac surprizele? Da. Foarte mult.